Sfântul Adalemic a trecut și așa că vă spun bună seara și bine ați venit la întâlnirea noastră, care este ultima și îmi pare foarte, foarte rău că se termină. Dumneavoastră? Mai facem o serie. Da. Nu mai facem o serie. Sper. Probabil în ianuarie să mai facem o întâlnire de altă natură. Poftim? Vreau să spun că săptămâna viitoare se continuă cu săptămâna de rugăciune în biserica noastră. Și dacă dumneavoastră vreți să nu uitați, putem să continuăm săptămâna viitoare să veniți în fiecare seară. Că aici va fi... La ce oră? Eu cred că tot la... Nu știu, sigur. Dar tot la 6, la 18. Cred, nu știu. Am văzut aici la da, avem un și așa că sunteți bine primite cu tot dragul. Da, fiecare seară. Fiecare seară, da. Dacă vă face plăcere, ați primit invitația, o onorați sau nu, după cum vă este vrerea. În seara aceasta vom discuta de bolile alergice. Am anunțat de la început că acestea sunt îngrozitoare, sunt la ordinea zilei. Sunt sub diferite forme și alergiile, factorii alergici, temir de unde apar. De la detergenți până la polen, de la parfumuri până la creme. Deci, iată o gamă extrem de mare. Vă va vorbi doamna doctor Ciobanu. Să o vedem. Gianina. Gianina Ciobanu. Poftiți. Succes. Bună seara! Când eram studentă, eram la un stagiu de medicină internă și ne-a pus profesorul să facem o anamneză la un pacient, la o pacientă. Și acolo era o bătrânică în salon și printre alte întrebări pe care le-am adresat, întotdeauna o sunteți bucuroșteți alergică la ceva și ea zice, oh, maică, nu, asta mai lipsea. Ea avea o grămadă de boli cardiace, pulmonare, avea patologia ei, numai asta îi mai lipsea. Și zice, hei, maică, sunt alergică numai la moșul meu. Am zâmbit atunci, pe urmă m-am gândit că are ceva adevărat. Bolile alergice, așadar, bolile ale civilizației moderne. Deci, pentru că au o prevalență crescută până la 30% din populația generală, trece la un moment dat în viață, dacă nu de mai multe ori, pe la alergolog. Rinita alergică, astmul alergic, dermatita atopică și cea de contact sunt cele mai frecvente implicate în această patologie. Printre cele mai frecvente boli cronice. Și deloc de neglijat este faptul că această patologie este în creștere în ultimul timp, dublată chiar în ultimii ani, lucru care atrage costuri îngrijorătoare. Dar să vedem ce anume este alergia. Este o reacție de hipersensibilitate, un răspuns exagerat al sistemului imun la anumite substanțe alergenice din exterior. Frecvent sunt aceste procese sunt mediate de anumiți anticorpi de tip imunoglobuline IE. Sistemul imun care este conceput ca să ne apere și să facă o treabă bună în organism, uneori deviază de la natura lui și răspunde în mod exagerat la anumiți factori de exterior. Ce se întâmplă? Mastocitele, celulele sanguine responsabile de alergie, sunt activate de către aceste imunoglobuline IE și ele descarcă histamina, mediatorul principal implicat în alergie. Este deversată în circulație și apar astfel manifestări clinice diferite. La locul respectiv la care a apărut contactul cu alergenul și apoi reacția se întinde la nivel sistemic. Așadar, vorbim de boli declanșate de factori externi neinfecțioși, care sunt inhalați, ingerați, injectați, deci acționează pe diferite planuri,
Dintre boli conjunctivită alergică, rinită alergică, astmul alergic, anafilaxia, foarte grav, prin șocul anafilactic, da, care poate duce, dacă nu este atacat în pripă, la moarte. Mai este dermatita atopică, dermatita de contact, urticaria și angioedemul. Cui nu este cunoscută această imagine, rinita, caracterizată prin congestie, senzație de nas înfundat, afectare la nivel cutanat, la fel. Observați această erupție micropapulo-eritematoasă, foarte pruriginoasă. Cred că cu toții ați trecut prin, sau ați auzit pe cineva din familie care să fie afectat de așa ceva. Aici este dermatita atopică la copilaș, urticare cronică, atopia este această predispoziție genetică a unor persoane de a produce anticorpi de tip imunoglobuline E, dar atopia nu este sinonimă cu alergia, ci este doar predispoziție. În momentul în care apar și factori externi cu care organismul ia contact, atunci apare manifestarea clinică. Atopia este frecvent asociată cu dermatita atopică, conjunctivita alergică, rinita și astmul. Atopia este importantă în afecțiunile pe care le cunoaștem la membrii familiei. Știm că dacă mama, tata au avut boli alergice, astm, rinită, atunci șansele ca un copil să aibă așa ceva sunt mult mai mari. 80% dintre copii prezintă rinită cronică și astm alergic, pe când la adulți mai puțin, 30%. Astmul la adulți este în principal de alte cauze. De asemenea, sunt unele boli care seamănă cu alergia, dar nu sunt alergie. Au aceleași manifestări clinice, însă mecanismul de producere este cu totul altul. Observați că patologia este mai controversată. Doar anumite procente dintr-o afecțiune pot fi de natură alergică. Rinoconjunctivita sezonieră este întotdeauna alergică, pentru că este legată de expunerea sezonieră la anumite polenuri. Pe când cea perenă este frecvent alergică, poate să fie și nealergică. Factorii alergici, cum spuneam și anterior, sunt mai frecvenți la copii decât la adulți. Sistemul imun este imatur, atunci vine pentru prima dată în contact cu substanțele străine și atunci își face de cap. Vârsta la care debutează simptomatologia este un criteriu de probabilitate important privind natura alergică sau non-alergică, așa cum vedeți în acest grafic. Și anume, rinita alergică este mai frecvent la copii și adolescenți față de cea nealergică pe care o întâlnim mai frecvent la adulți. La fel și astmul, alergic față de cel non-alergic. Alergia alimentară mai frecventă la copii, pentru că ei, pentru că acest lucru, primesc diversificarea alimentației, se face la o anumită vârstă. Foarte mulți dintre ei încep să primească precoce alimente diversificate. Mamele nu mai alimentează la sân o perioadă mai lungă și atunci apare această alergie alimentară la copii. Dermatita atopică, la fel tot la copii, dar se poate ajungă și la adulți în faze cronice. Angioedemul ereditar, pentru că este o boală ereditară, este mai frecvent întâlnită în aceste segment de vârstă la copii adolescenți. Urticarea și angioedemul mai frecvente la adult, la fel ca și dermatita de contact. De ce? Pentru că
că adulții vin mai frecvent în contact cu anumite substanțe profesionale sau diverse substanțe. Epidemie a secolului 21, pentru că bolile alergice afectează, cum spuneam și la început, până la 30% din populația generală. Rinita alergică, procent de 20% din populație, astmul alergic și el dă 2,5% până la 10% din populația generală, în schimb la copii este mult mai crescut și această incidență a crescut, s-a dublat în ultimul deceniu. Dermatita atopică, chiar până la 10-20% ulterior pot să dezvolte azi. De aceea este important ca această afecțiune să fie precoce diagnosticată și tratată. Factori incriminați în creșterea prevalenței. De ce anume aceste afecțiuni sunt numite boli ale civilizației? A crescut expunerea la acarieni. Și o să vă prezint mai departe ce înseamnă acarieni. Nu. Prin izolare mai bună a locuinței, prin creșterea umidității, scăderea ventilației încăperilor, de asemenea, a crescut expunerea la proteinele animalelor de companie. Foarte mulți au în casă un cățel sau o pisică. Sau alte animale de companie. Condiții de igienă mai bune. Folosirea pe scară largă a diverselor combinații de substanțe chimice, plastic, spray-uri, săpunuri, creme și normal ca să crească incidența bolilor care derivă din această expunere. La fel, fumatul. Poluarea atmosferică. Scăderea duratei alimentației naturale a sugarului. Creșterea incidenței bolilor alergice sunt cauze subiective. Boala este mai des diagnosticată, pacientul este avizat, merge mai des la specialist. Sunt și tehnici mai bune de diagnostic, ghidurile clinice. Însă, pe de altă parte, s-a modificat și reactivitatea individului. Mai repede dezvoltă alergie față de ceea ce se întâmpla în trecut. Și aici vreau să vă spun de ceea ce era în slide-ul următor, referitor la condițiile acestea mai bune de igienă. Dacă suntem mai curați, mai bine îngrijiți, dezvoltăm mai rapid, mai bine, alergie. De ce? S-a observat că tipul de răspuns imun s-a modificat în timp. Și anume, aceste TH1, limfocitele T, helper de tip 1, care sunt responsabile de apărarea antiinfecțioasă, au fost treptat înlocuite sau, cum să vă spun, date la o parte. S-a făcut un dezechilibru între ele și limfocitele de tip TH2, T helper 2, responsabile de alergie. Fiind mai curați și expunerea copiilor fiind mai limitată la proteinele și polizaharidele de natură animală, infecțioasă, parazitară, s-a făcut acest switch spre TH2. Și astfel, copiii de la oraș mai bine îngrijiți sunt mai predispuși alergiilor față de copiii de la țară care sunt expuși la tot felul de... Pe de altă parte, s-a modificat și stilul de viață. De exemplu, în acest sens, îl avem în Germania. Când s-a făcut împărțirea între Germania de vest și cea de est, s-a observat că în Germania de vest, incidența alergiilor a crescut de 3 ori, într-un timp relativ scurt. Când s-au unificat, Germania de est a început să ajungă Germania de vest pe planul bolilor alergice. Și s-a observat că poluarea atmosferică, creșterea consumului de medicamente, cum și noile tehnologii alimentare, organismele modificate genetic, aditivii alimentari folosiți, creșterea timpului
petrecut în interior, munca la birou, statul mai mult în casă. Toți acești factori au dus la creșterea incidenții bolilor alergice. Așa că alergiile de astăzi nu mai cresc în copaci. Dar ce sunt alergenele? Sunt antigene capabile să inducă formarea de anticorpi de tip imunoglobuline E în momentul în care sunt inhalate, înghițite sau injectate. Trebuie să aibă o anumită mărime, pentru că dacă sunt mai mici, nu dezvoltă un răspuns imun, iar dacă sunt prea mari, nu penetrează mucoasele. Ce e important de ținut minte este faptul că unele alergene au anumite asemănări, ceea ce dau cross-reactivitate. Adică știu că sunt alergică la căpșuni, de exemplu, sau la, știu, altceva. Și mă păzesc foarte bine de alergenul respectiv. Însă dacă acest alergen este înrudit cu altul și nu știu, nu iau în calcul treaba aceasta, e posibil ca să fac o manifestare la alt altceva. Sunt alergeni comuni, polenuri, acarieni, spor de mucegaiuri, epitelii de animale. Pot fi medicamentele, alimentele, veniul de insecte sau alți factori implicați, frigul, stresul, exercițiul fizic, polenurile. Ce imagine de microscopie este, polenul este celula sexuală masculină produs de plantele cu semințe. Plantele care sunt polenizate de vânt sunt cel mai des inseminate în producerea de alergii, pentru că produc un polen cu diametru mic, ușor purtat de vânt, chiar la 10 de kilometri. Concentrația polenului scade în atmosferă în condiții de în zilele ploioase, în zilele reci. Plantele polenizate de insecte fac un polen mai, cu diametru mai mare, mai greu purtat de vânt și de aceea este mai puțin implicat în dezvoltarea de alergii, doar în strictă vecinătate cu planta respectivă. Trebuie ținut seama de calendarul polenizării. Primăvara sunt arborii, vara sunt graminele, sfârșitul verii și începutul toamnei, buruienile. Acarieni, din praful de casă. Praful de casă conține pe lângă acarieni peri, scoame de piele, pene, fungi, fibre textile, resturi alimentare, detritusuri de insecte. Însă, acarienii sunt principala sursă alergenică din praf. Sunt niște artropode, se hrănesc cu epitelii umane descoamate, au o concentrație maximă în pat, la nivelul pernelor, în saltele, ovoare, mobila tapițată, drapedii, obiectele mici, tot ce reține praful. Le place tare în pat și cum noi noaptea stăm 8 ore în pat, sau ar trebui să stăm, și astfel o treime din viață noi petrecem acolo, vă dați seama expunerea cronică la care suntem supuși și astfel hiperactivitatea căilor aeriene traduse prin asp și limită. Sintomatologia la nivel ocular este improbabilă. De ce? Pentru că noaptea ochii sunt închiși. Și acționează la nivelul căilor aeriene. Preferă umiditatea și de aceea în camerele care nu sunt bine aerisite, care sunt mai umede, copiii pot să dezvolte până la 80% dintre ei teste cutanate pozitive la acarieni. Preferă și o temperatură bună, peste 20 de grade. Deci patul este mediul ideal pentru acarieni. Au concentrație maximă în perioada de vară. Fungii, mucegaiurile, ciupercile, drojdiile, în total câteva sute de specii, sunt omniprezenți și în exterior și în interior.
Depind de glucidele externe din materialul de origine vegetală și animală, de obicei sunt colonii invizibile, la fel ca și acarienii necesită umiditate ridicată și o temperatură peste 10 grade. Alergenele sunt conținute în spor și în fragmentele micelghiene și faptul că acești fungi produc un număr crescut de spori care sunt ușor aeropurtați la distanțe mari, vă dați seama ce implicație în patologie au fungii. De primăvară până toamna târziu, iarna, dacă temperatura scade, ei devin dormanți și se reactivează în ultimul care temperatura crește peste 10 grade. Sunt fungi de interior și aceștia o dubine atunci când construcțiile sunt cu igrasie, băile nu sunt bine ventilate. De asemenea, în industria de pâine, în industria de prânzeturi, în procesul de fabricare a berii și vinului, în industria farmaceutică, se poate vorbi de expunere profesională la fungi. Clinic dau asp și rinită atunci când sunt inhalați în cantitate mare sau în cantitate mică sau aspergilosa broncopulmonară și alveolită alergică extrinsecă, inhalare în cantitate mare. Așa arată în microscopie. Aeroalergenele de origine animală, în principal câinele și pisica, sau invers. Sursa. Secreții ale glandelor sebacee, celule epiteliale descoamate, proteine serice pe care îi le excretă prin urină, salivă, fecale. Ce e important de știut și se face o confuzie, perii și penele nu sunt alergenice. De ce? Pentru că nu sunt hidrosolubile. Dar pot fi contaminate cu acarieni. Și tot nu e bine. Alergenele de pisică sunt foarte aderente de covoare, de haină, de mobilă, persistă timp îndelungat, chiar până la câteva luni. Așa că dacă o persoană este alergică la pisică și o îndepărtează din casă, tot va prezenta simptomatologie până va fi în întregime eliminat din mediul alergenului. Fiind purtat pe haine, dacă eu sunt alergică la pisică și renunț la ea și vine la mine cineva în vizită care a avut contact cu pisica, îmi face bine cu alergenul respectiv. Până la 5% din populația generală, fără să fie simptomatică, are teste cutanate pozitive la alergenii de animale. Rozătoarele, hamsterii, cobaii, iepurii, chiar sunt animale de companie și de asemenea, personalul care lucrează cu un laborator cu șobolani, șoareci și așa mai departe, pot dezvolta sensibilizare la așa ceva. Gândacii de bucătărie. Imaginea este gândacii de bucătărie, Platela germanica. Veninurile de himenoptere. Himenopterele sunt albina și piestea. Veninul are în compoziție un amestec de compuși vasoactivi și o cantitate mică de proteine. Proteinele acestea sunt responsabile de alergie. La fel, substanțele profesionale, alergenele alimentare, laptele de vacă și inclusiv cel fier, oul, în special albușul, alergenele sunt termostabile, peștele, crustaceele, moluștele, pot da urticare și chiar angioedem în câteva minute după ingerare, ceea ce este foarte riscant. Și acest angioedem se poate localiza periculos, angioedem cu localizare de gravitate la nivelul buzelor, limbii, la nivel glotic și apare sufocarea și decesul. Deci e foarte, foarte important. Făina de gru care dă reacții alergice gastrointestinale. Nucile și arahidele, fructele și legumele proaspete. Nu toată lumea trebuie să aibă așa ceva.
observați că acestea sunt alergene termolabile. Deci, prin prepararea lor, chiar și persoanele care au alergie la fructe și legume, prin preparare se pot consuma. Unele alimente conțin cantități mari de histamină, cum ar fi peștele. Și cantitatea aceasta de histamină crește cu cât peștele este păstrat mai mult timp. Nu e consumat proaspăt. La fel ca și carnea cealaltă. Dacă o consumi imediat, are cantitate mai mică de histamină. Dacă o ții la frigider de pe azi pe mâine, crește cantitatea de histamină. Dar dacă peștele este fabricat într-un fel, sandele, de exemplu, da. Preparat. Da. Trebuie evitat și acesta pentru că... E conservă, adică, nu? Da, am înțeles ce vreți să ziceți, dar noi nu știm exact condițiile în care el a fost păstrat în momentul în care a fost pescuit. El trebuie pus imediat la congelator. Eu nu am de unde să știu dacă pescarul l-a pus imediat la rece, la o temperatură optimă. Apoi că cu parcursul transportului și al procesării nu garantează nimeni. Aditivii alimentari și aceștia prin folosirea alimentelor preparate industrial, expunerea crește. Cum se poate pune diagnosticul? O anamneză alergologică destul de amănunțită, trebuie răbdare și de la medic și de la pacient, apoi examenul obiectiv, testarea cutanată alergologică, testele de provocare, testele de laborator. Și cum putem să tratăm? În primul rând, controlul expunerii. Sunt câteva măsuri simple de spus, mai greu de făcut. De exemplu, la gardieni, îmbrăcarea saltelelor, bermelor cu materiale care să nu permită trecerea gardienilor, spălarea frecventă. Ștergerea tuturor suprafețelor cu lavete umede. Nu trebuie de făcut curățenie uscată. Adică ștergi cu o cârpă uscată scuturi pentru că se încrăștie foarte mult în mediu. Folosirea aspiratoarelor cu filtru HEPA sau filtrele acestea ionice. Sunt o grămadă de lucruri apropo de acarieni. La fel, îndepărtarea din mediu, în special din dormitor, a jucărilor de pluș, pentru că rețin acarienii. Sau înghețarea lor la congelator pentru 24 de ore la o temperatură de minus 20 de grade ca să înghețe și acarienii. Îndepărtarea... Sunt soluții. Când se aduce în cameră, nu își revin. Nu, pentru că sunt morți. Da, sunt diferite soluții. Acum, mai mult sau mai puțin aplicabile în familiile noastre. Îndepărtarea animalelor de casă, pentru că pot fi contaminate cu acarieni. Limitarea mobilierului tapisat, a covoarelor, a draperiilor și lămurirea acestora cu suprafețe lavabile și mobilier de lemn sau din ăsta capitonat cu piele sau... ceva pe care poți să ștergi foarte ușor. Limitarea umidității din atmosferă. Aerisirea bine a dormitorului, a bucătăriei. Acest lucru este foarte important și în ceea ce privește expunerea la fungi, la mucegaiuri. Evitarea igrasiei, curățarea cât mai bine și ștergerea tuturor suprafețelor care pot să mențină umezeala. La fel și plantele care cresc în casă pot să mucegăiască pământul la un moment dat sau frunza. Trebuie depărtate. Mențin și ele umiditatea și implicit cantitatea de acarin. Cum să ne mai... cum să evităm expunerea la polenuri? Ce te faci? Cu acarin te mai cazi la învoială, dar polenul care e peste tot în atmosferă e mai greu. Și aici e de evitat mersul în aer liber, în batul pe bicicletă, în parcuri, alergatul, în special în zilele cu soare sau în zilele acestea cu vânt, care împrăștie polenul. Mă refer aici la sezonul polenic. Închiderea ferestrelor,
în timpul zilei, deschiderea după miezul nopții, când polenul circulă mai greu în aer. Ce să mai faci cu himenopterele, albinele și viespele? În primul rând, nu trebuie să intrăm în panică când sunt acestea prin zonă. Și dacă intrăm în panică și facem mișcări bruște, ele atacă mai bine. Să protejăm ce avem mai prețios, adică extremitatea cefalică, și să încercăm să ne venim cumva, să ne acoperim în fața. Tot timpul trebuie să avem, pentru cei care sunt, se cunosc alergici la veninul de albine și viespi, au asupra lor tipa de urgență și intervin imediat. Pe lângă controlul expunerii, este și tratamentul farmacologic, cronic și de urgență, și imunoterapia sau vaccinul acesta cu vaccinul antialergic. Un filmuleț, nu știu dacă l-ai gustați. Da? Referitor la dermatita atopică. Și câteva elemente foarte sugestive în ceea ce privește tratarea dermatitei atopice. Măsuri pe care le putem lua acasă. Închide-l și pornește-l din nou. Închide filmul și pornește-l din nou. Cum? Să închide asta? Lasă-l așa mic. Dar tu ce ai voia? Gândește-te. Vă spuneam de dermatita atopică, ea apare în principal la copilaj și pe urmă se cronicizează chiar și la adult, apar leziuni lichenificate. Nu vrea? Copia după care.
În Evanghelia lui Luca, la capitolul 10, am scris versetele biblice, tocmai pentru ca să le vedeți și dumneavoastră. Este un moment pe care poate unele dintre dumneavoastră îl cunoașteți, celelalte nu. Să-l citim împreună. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat. Și o femeie pe nume Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire, a venit repede la el și i-a zis: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi, dar să mă ajute. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânzi tu, dar un singur lucru este necesar. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Avem de-a face cu două femei, două tipuri de femei. Cea care slujește este primul tip de femei. Cealaltă, care preferă să asculte despre lucrurile de suflet, este celălalt tip de femei. Maria și-a ales partea cea bună. De ce oare este apreciată Maria, cea care ascultă, nu cealaltă care lucrează? Oare Marta este respinsă pentru faptul că face treabă? Este vorba de priorități. Dumnezeu așa ne-a creat. Să facem și treabă, dar să fim și alături de El. Prioritatea numărul unu care este? Vom vedea. Domnul Hristos. Privim spre El acum. Acest Hristos care a apărut în cele patru versete pe care le-am citit. El n-a intrat în toate casele de pe pământ, ci doar în cele în care i s-a permis. Dacă ați văzut, este o ilustrație care îl arată pe Domnul Hristos stând la o ușă și bătând, și ușa respectivă nu are clanță în exterior. Poate să fie deschisă doar din interior. Așa este și cu noi. Dacă noi dăm drumul în inima noastră, El poate să intre. Dar dacă îl ținem afară, niciodată nu o să ne forțeze ușa inimii. De asemenea, Domnul Hristos calcă pentru prima dată în casă la Marta. Și cu ce îl întâmpină Marta? Cu un reproș. Nu-ți pasă de mine. De obicei, cam așa ne raportăm la Dumnezeu. Dumnezeu face rău. Dumnezeu a îngăduit. Pentru că așa spunem. Noi românii așa spunem. Dacă Dumnezeu a vrut să se întâmple asta, dar nu Dumnezeu a vrut. Trebuie să cunoaștem Biblia ca să înțelegem că nu Dumnezeu a vrut și că nu are rost să-i reproșăm lui pentru ceea ce s-a întâmplat rău în viața noastră. Dușmanul său este și dușmanul nostru. Și atunci când cunoști Biblia, reușești să înțelegi că tocmai de Dumnezeu ai nevoie căruia îi reproșezi că nu-i pasă. Apoi, Domnul nu vine singur, ci însoțit. În casa Martei a venit cu ucenicii. În casa noastră, Domnul poate să vină cu oamenii care îi iubesc. Prin intermediul lor cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu. Prin intermediul lor putem să rezolvăm anumite probleme pe care le avem. Dar, în casa noastră, Domnul vine însoțit de persoanele Dumnezeii. Știm cu toții că noi creștinii spunem că este Trinitate. Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Acum să vorbim despre Marta. Ea este o femeie nemaipomenită. Cine în ziua de astăzi mai este primitor de oaspeți? Dacă ar fi să ne gândim, suntem câteva care ridicăm mâna, dar să fim serioși. Cei mai mulți oameni nu te invită în casă. Și dacă te invită, te invită pentru că au o problemă și trebuie să le rezolvi și după aceea pleci și liniștit. Nu mai stă nimeni de tine. Ca să gândesc chiar și Biblia, este chiar un principiu în Biblie. Fiți primitori de oaspeți. Dumnezeu ne invită să ne deschidem inimile pentru a ajuta pe ceilalți chiar și în acest domeniu. Marta este o asemenea persoană. Ea le poartă de grijă fraților săi. Un băiat, Lazar, și cealaltă fată, Maria, care era puțin cam maiorită. Să spunem așa, să nu spunem altfel. Știți despre ea din relatările Evangheliei. Marta este disperată. Trebuie să hrănească mulți bărbați. Deci trebuie să aibă cu ce. Trebuie să iasă bine. Trebuie să meargă totul ca uns. În același timp, ea este deprimată pentru că singura pe care se poate baza e Maria. Și Maria ce face? Deci, o asemenea Marta era imposibil să nu reacționeze. Pentru că ea se îngrijora. Asta erau problemele ei. Se gândea doar la probleme, nu se gândea și la celelalte lucruri. Ce ar fi putut să facă Marta? Putea să meargă direct la sora ei.
Cine citește, cine a citit Biblia, știe că există un principiu în Evanghelia lui Matei. Dacă cineva îți greșește, prima dată mergi la el și spui. Marta nu face așa. Deci nu procedează astfel. Prima dată se duce la Iisus. Putea să, dacă sora deja era lângă Iisus, putea să se ducă și îi spună ușor la ureche. Hai cu mine să mergi să mă ajuți. Nu, ea se duce direct. Cam așa suntem și noi câteodată mai plângăcioase și ne ducem și spunem șefului. Nu-i spunem colegului care ne-a supărat. Sau altor persoane care au un punct de răspundere, care au un cuvânt de spus și sperăm să fim apreciate pentru cât de mult muncim noi. Apoi, cum am spus, cu acest nu-ți pasă, atitudinea ei este războinică. Vrea să arate că ea știe mai multe decât el. Așa cum au făcut și ucenicii. Când i-au spus, nu-ți pasă că noi pierim, aceasta este atitudinea noastră. Și totuși Iisus este prieten cu noi. El vine în vizită. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și cu mine. Și cu mine. Cuvintele care sunt scrise cu negru sunt lucruri care le privesc pe noi creștinii din ziua de astăzi. Nu se referă în mod deosebit la cazul Martei. Apoi, la Marta vine pe neașteptate. Și ce se referă la noi? Cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Vine la noi, dar nu în inspecție, așa cum se sperie Marta, ci vine pentru a petrece timp cu noi. El pentru aceasta venise și Maria a înțeles că pentru aceasta venise. El nu venise ca să vadă câte tipuri de mâncăruri pune pe masă. N-ați observat că dacă aveți prieteni adevărați, aduceți niște floricele, puțin suc și gata. Totul este în regulă. Important este să fiți împreună. Când vin oameni importanți, trebuie să punem 300 de feluri de mâncare pe masă ca să impresionăm. Dar pe prieteni trebuie să impresionezi. Pe Iisus Hristos niciodată nu trebuie să-L impresionăm. Trebuie să fim deschise în fața Lui. De asemenea, El vine cu gânduri bune. Răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Tot ce se află după ce se enunță cum vine Domnul, sunt versete biblice. Vine pentru a spune adevărul. Și spune direct Martei. Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi tu. Așa ne spune și nouă. Atât de multe lucruri sunt cele care ne ocupă mintea și inima. Apoi vine pentru a ne lua povara. Spune într-unul dintre, într-o parabolă, despre sămânța care cade între spini. Și îl reprezintă pe omul care aude cuvântul lui. Dar îngrijorările acestui verb și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt. În zilele noastre nu este o problemă să auzi cuvântul lui Dumnezeu. Problema cea mai mare o reprezintă criza. Problema cea mai mare o reprezintă bogăția, că nu mai știm unde să o ducem, o ducem la bancă. Sau nu ne mai dau banii de la bancă și atunci în ce să o investim. Acestea sunt problemele acum. De asemenea, El vine pentru a ne descoperi lucrurile cu adevărat esențiale ale vieții. Eu am venit ca să fiu o lumină în lume. El aceasta poate să fie pentru noi, aceasta poate să ne ofere inimilor noastre. Și acum, prioritățile noastre. O știm pe Marta, știm ce poate să facă Dumnezeu în viața noastră. Care sunt prioritățile noastre? El ne-a dat un principiu despre care am mai vorbit într-o seară. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri se vor da pe deasupra. Care ar trebui să fie prioritatea? Dumnezeu. El m-a creat, de El depind. Cu El ar trebui să vorbesc. Problemele El le va rezolva. Cum spunea și Martin Luther, am atât de multe de făcut astăzi încât trebuie să mă rog 3 ore. Păi noi am spune, am atât de multe de făcut încât trebuie să plec de acasă de acum. Gata, am plecat să le rezolv. Mă duc, mă găsești pe stradă, vorbesc la telefon, rezolv totul din autobuz, din tramvai, din taxi. Însă Martin Luther stătea pe genunchi și rezolva toate lucrurile. Și cum spunea și psalmistul, dimineața eu îmi îndrept gândul spre tine. Dimineața este timpul când să ne apropiem de Dumnezeu și să-i cerem sfat pentru ca să nu mai avem îngrijorări de-a lungul zilei. Priorități. Întâlnirea cu Dumnezeu, să-L primim în casă și în inimă, să-I oferim ce avem mai bun. Și ce are El nevoie, ce avem noi mai bun.
Este un verset biblic, îmi place atât de mult de fiecare dată când stau de vorbă cu Dumnezeu, mi-am aminte de, spune la un moment dat Dumnezeu, dacă mi-ar fi foame, ți-aș cere eu ție să-mi dai. În primul rând, dacă mi-ar fi foame, știe el mai bine ce este. Dar am putea noi să facem ceva pentru Dumnezeu? Ce putem noi să-i dăm lui este doar atenția, dragostea noastră, interesul nostru față de el. Și restul face el pentru noi. Dacă avem de dat ceva, trebuie să le dăm celor lipsiți. Celor care au nevoie de așa ceva, celor pe care El i-a creat. Și în felul acesta îi demonstrăm lui cât de mult îl iubim. Cine era Maria? Cei care au citit Biblia știu. Maria era cea care a fost prinsă în adulter. Ea avea un trecut, un trecut pe care îl știa nu numai Domnul, îl știau și ceilalți. Trecutul acesta de care noi am fost eliberați este cel care ne determină să stăm la picioarele lui Dumnezeu apoi. Pentru că ea, fiind odată eliberată de ceea ce a trăit, de ceea ce a făcut, datorită acestei iubiri pe care i-a arătat-o el, datorită iertării lui, a rămas alături de el. Trecutul, deși este un episod dureros, este un episod care rămâne în urmă. Pentru că este iertat și uitat de Dumnezeu, spune la un moment dat că El aruncă păcatele noastre în mare uitări. Este cel care ne leagă de Dumnezeu. Spunea cineva că nu avem de nimic a ne teme decât de a uita de unde ne-a condus Dumnezeu. Pentru că din toate nenorocirile El ne-a scăpat, din toate nenorocirile El ne-a salvat și ridicându-ne de acolo de unde ne-a luat, ne-a făcut să stăm în picioare și să mergem înainte. Și atunci, dacă El ne-a pus pe picioare, cum să nu stăm și în genunchi înaintea Lui, așa cum făcea Maria? Trecutul, după cum spuneam, nu mai există pentru că este aruncat în uitare de Dumnezeu. Dumnezeu nu este ca om, o ca omul. Omul iartă rar, doar uită, dar de iertat nu iartă, pe când Dumnezeu și uită și iartă. Maria este o persoană vie, pentru că cine este în Hristos este o făptură nouă, așa spune Apostolul Pavel. Dintr-o dată, în momentul în care ești alături de Dumnezeu, e ca și când te-ai născut din nou. E o adevărată teologie. Toți teologii vorbesc despre lucrul acesta. Cum se poate naște din nou cineva? E simplu. Prin faptul că Dumnezeu îți spune, aici s-a terminat trecutul tău. De aici începe prezentul tău. Ești un alt om. Nu mai există ce a fost. Ții minte pentru că El te-a salvat. Dar atât. Nu te mai simți vinovat pentru ce a fost, pentru că ai cerut iertare. Maria își stabilise prioritățile. În trecut avea alte priorități. Știa mai bine care au fost. Dar acum înțelese selecția. Și există un verset care îmi place foarte mult. Cartea mea preferată din Biblie este Isaia. Și el spune la un moment dat, Doamne, Dumnezeul nostru, alți stăpâni afară de tine au stăpânit peste noi până acum. Dar acum doar de tine și doar numele tău, doar pe tine și doar numele tău. Și Maria face o greșeală. Ea nu este sfântă. Dacă stă la picioarele Domnului, nu este sfântă. Greșeala Mariei a fost că nu i-a spus Martei despre cum ar putea să trăiască. Marta nu i-a spus ei, hai vino să mă ajut, Maria nu îi spune nici ea. De câte ori și noi facem lucrul acesta. Am primit o dată un PowerPoint, o prezentare din aceasta, cu, despre bucuria de a fi alături de Dumnezeu, despre frumusețea lui Dumnezeu. Și la sfârșit scria, nu e așa, că dacă până acum ai trimis toate mesajele acestea mai departe, pe acesta nu o să-l trimiți pentru că îți este rușine cu Dumnezeu, dar de lucruri amuzante, de lucruri care nu au nimic de a face cu puritatea, n-ai nicio rușine și că pe acelea le trimiți mai departe. Cam acesta este adevărul, ceea ce ne privește pe noi. Că de multe ori ne este jenă să vorbim despre Dumnezeu, să ne deschidem sufletul față de ceilalți. Suntem închiși și preferăm să rămânem, dacă avem o relație cu Dumnezeu, doar noi și El. Deci Maria se bucură singură de dragostea Lui, în loc să o conștientizeze și pe sora ei. Ia de pe cele două împreună cu Iisus, una se uită urât la cealaltă, cealaltă se bucură de ea, nu-i spune și celălalt. Cine a mai fost Maria? Maria este cea care a făcut risipa aceea fantastică, știți, când a spart vasul, și l-a uns pe Domnul și ar fi fost dacă n-ar fi făcut ea lucrul acesta, pentru că n-ar mai fi fost timp să fie uns și tocmai el care ar fi meritat toată dragostea, măcar cu lucrul acesta, a rămas din partea Mariei. Prioritățile noastre.
Acum să fim sincere. Pentru cine facem noi risipă de energie personală? Haideți să ne gândim de-a lungul zilei noastre. Pentru cine facem noi risipă de banii noștri? Din banii noștri? Din timpul nostru? Cui acordăm noi atenția noastră? Cui acordăm noi prietenia noastră? Încrederea noastră? Darurile noastre? Prioritățile noastre care sunt? Marta sau Maria? Dar se pare că învață lecțiile amândouă. Marta, când vine Domnul la moartea lui Lazar, iese prima înainte. Așa spune Biblia. Cine citește Biblia atent, descoperă cum se transformă un om și cum poate el însuși să fie transformat. Ea iese înainte. Maria, după înmormântarea Domnului, în prima zi a săptămânii, ajunge prima la mormânt și apoi le spune celorlalți. Vorbește cu ceilalți. A învățat că trebuie să le spună. Nu mai ține doar pentru ea. M-am bucurat să pun această imagine aici, în engleză. El nu este aici pentru că am înviat. Atunci când am fost la mormântul în ghilimele, din Israel, am descoperit acest mesaj și mi-ar fi plăcut atât de mult să fie în ivrit, ca să-mi dau seama, că, sau în limba care vorbeau, să-mi dau seama cam ce ar fi spus ei atunci, rămâne. Da. Acesta este Iisus, cel care, după ce a fost răstignit, a înviat. Acesta este Iisus, pentru care ar trebui noi să lăsăm totul deoparte și prioritățile noastre să-L privească doar pe El. Acesta este Iisus care poate schimba viața noastră. Acesta este Iisus care poate să facă din noi mult mai mult decât ne putem noi imagina. Așa cum spuneam într-o întâlnire anterioară, câți ani am trăit noi departe de El? Câți ani am trăit noi fără El? Cât de trist a fost, dar cât de frumos poate să fie dacă vom trăi alături de El. Vreau să vă spun că îmi pare rău că ne vom despărți, dar în ceea ce privește întâlnirea noastră, poate să existe. Pentru că în fiecare dimineață și în fiecare seară puteți să mă ascultați la radio. Am rubrică în fiecare zi. La Vocea Speranței? Da. Apoi, aș vrea să vă las un semn de amintire din partea mea și pentru că și eu la un moment dat am avut alte priorități. Prioritatea mea a fost durerea, pentru că am avut o viață foarte grea. Mă plângeam tot timpul și spuneam că nu există nicio soluție pentru mine. Și în momentul în care am descoperit o carte, această carte mi-a schimbat viața. Pentru că sunteți drage, am adus această carte și pentru fiecare dintre dumneavoastră care ați participat, există cartea aceasta și o să vă dăruiască doamna Anca. Și vreau să vă spun cum am procedat eu. Este vorba despre cartea Viața lui Iisus. Este o carte cam mare. Dar m-am gândit atunci, dacă ar fi să îmi plâng de milă, cam cât îmi plâng eu de milă pe zi. Și dacă stau să mă gândesc, cam vreo 2-3 ore plângeam. Și atunci îmi spuneam, dacă în cele 2-3 ore aș citi un capitol pe zi. Și așa am făcut. Mă trezeam mai devreme și citeam un capitol pe zi. Vreau să vă spun că n-am mai plâns. Și vreau să vă spun că de atunci am învățat să zâmbesc și de atunci am învățat să fiu curajoasă și optimistă și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Sper că această carte să facă în viața dumneavoastră exact același lucru pe care l-a făcut în viața mea, pentru că meritați. Poate că ați stat mult departe de Dumnezeu și trebuie să recuperați. Meritați să-L aveți pe Domnul Iisus în inima dumneavoastră. Meritați totul. Vedeți, și florile s-au supărat că plecați. S-au ofilit. Dar seara erau atât de proaspete și de frumoase. Astăzi, în sfârșit, vorbim astăzi de porumb. De ce am ales porumbul? Fiindcă de la el mâncăm o mâncare excepțională. Mămăliga, care înlocuiește pâinea și îi ajută și pe cei care sunt bolnavi de diabet să mănânce pe săturate. Mămăliga este un aliment extraordinar și din mălai se pot face mult mai multe, mult mai multe. Am prezentat la clubul pe care îl fac acum în perioada aceasta, am prezentat acele bulete cu brânză tofu și au fost foarte, foarte apreciate.
Ia să vedem de unde este el originar. El este originar din America Centrală și a fost adus în Europa de Columb în secolul 15. Incașii, maiașii și popoarele care au rămas după aceștia din vechea civilizație se credeau copii ai porumbului. Să vedeți cum cultivă ei. Ei nu cultivă cum îl cultivăm noi, cu mijloace mecanizate sau cu unelte mecanice. Ei cultivă exact cum îl cultivau incașii. Am văzut un documentar, dau foc la pădure pe o porțiune destul de mare, după aceea cenușa aceea rămâne un an ca să îngrașă pământul și vin cu niște ciomeci care sunt ascuțite la vârf, fac o gropiță din 70 în 70 de centimetri și pun 7-8 bobițe acolo și asta este toată munca lor pentru cultivat. De ce? Fiindcă porumbului, să știți că îi place umezeala și răcoarea. Și el crește extraordinar de bine. Acest loc îl folosește timp de 4 ani. Și apoi pleacă, se mută în altă parte. Iar mai dă foc la o bucată de pădure și în timp de 4 ani această pădure, la umezeala aceea, imediat se reface. La noi la țară a pornit așa un val. În fiecare an se arde miriștea. Este o prostie colosală. Ați văzut ce accident s-a întâmplat pe șoseaua Soarelui din cauza acestui fum care s-a creat de la arsul miriștei. Eu am încercat să explic la țară acolo, dar cuvântul meu a fost destul de slab. Arsul miriștei în fiecare an nu face altceva decât să răcește pământul. Humusul este un pământ viu. Acolo sunt bacterii, sunt insecte, sunt animale. Ori prin ars de la fiecare an în fiecare an, toate aceste bacterii mor și nu mai este pământul viu. El devine nisipos și se face deșert, se sărăturează. Așa se numește fenomenul, sărăturare. El a fost adus în Europa și imediat după ce a fost adus de Columb, cultivarea lui a început cu o rapiditate extraordinar de mare. Astfel că, într-o jumătate de secol, el se răspândea până în Europa de Sud și Europa Centrală. În perioada medievală, ce se cultiva așa pe scară largă era meiul, secara, orzul și acestea au fost date la o parte de cultivarea intensă a porumbului. Astăzi, pe scară largă se cultivă porumbul și este cea de-a treia plantă, după orez și grâu. Și m-am gândit, cum adică a treia plantă după orez și grâu? Orez și grâu. Eu știu că grâu se cultivă în America și în Europa, pe scară și în Asia Centrală, pe scară mare. Spune, m-am să aminte că chinezii, indienii, coreenii sunt atât de mulți că, într-adevăr, mai mult se cultivă orez. Stați să vedem ce imagine o să vă dau. Fiind o plantă puțin pretențioasă la condițiile de mediu, porumbul se cultivă în toate ariile climaterice și începând de la 0 până la 4.000 de metri. Ori platoul acesta al maiașilor și incașilor e pe la 3.000 de metri. Între 2.000 jumate și 3.000 de metri. Am văzut anul trecut, am plecat în toamnă, de fapt în vară-toamnă, când se cultivă porumbul. La noi se uscase de mult porumbul, iar în Austria era superb. Avea aproape 1,5 metri și era verde, verde, verde. Este o plantă anuală, foarte hrănitoare și folosită și industrial. Este folosită în hrana oamenilor și a animalelor. De la acest porumb, să știți că se folosește absolut totul. Colceanul, care nu este altceva decât
partea care susține inflorescența și frunzele. Acela se numește cocean. Tulpina. Partea pe care sunt bobițele de porumb, pe care le vedeți în film, stă pe știulete. Deci coceanul acela cu frunzele se hrănesc animalele. Știuletele se arde în foc sau împreună cu boabele de porumb se uruiesc, se macină și se dau la animale. Și coceanul cu frunzele se dă la animale. Se bagă și în foc, dar se dă și la animale. Mătasea porumbului, care nu este altceva decât pețiul, pistilul de la floarea feminină, se folosește la ceaiul. Iar pănușul care acoperă porumbul se folosește la celuloză și la mai multe. Dar se... Poftim? La împletituri și se fac niște tablouri. Eu am văzut la florării niște lucruri extraordinar de frumos lucrate manual. Chiar și flori se fac. Nu știu cum le împletesc, cum le răsucesc, dar niște lucruri extraordinar de frumoase. Boabele de porumb conțin proteină, zaharuri, grăsimi, vitamina B1, B2, B6, C, D, E, K, care este, oprește hemoragiile, și iarăși ne-am întâlnit cu PP și săruri minerale. Magneziu, fier, cupru și fosfor. Și fiindcă este galben, are și caroten. Vedeți, este un... este absolut complex și complet este. Boabele de porumb se consumă fierte, prăjite, coapte, conservate sau foarte tinere în așa numitul lapte. Boabele în lapte sunt pline de hormoni și, și la țară tinerele care sunt sterpe sau care sunt infertile, sunt îndemnate să mănânce acest porumb în lapte pentru a deveni fertile, să rămână sărcinată, fiindcă au hormoni, probabil estrogen. Doamnele doctor care sunt în sală, cred că conține estrogen. Din boabe se extrage și amidonul, zea mais. Industrial se obține alcool și melasa, care se folosește în industria berii. Acum să vedem medical. Cum îl folosim medical? Uleiul de porumb conține acizi grași nesaturați și vitamina E și A. Acest ulei se opune creșterii colesterolului. Nenorocirea este alta. Că uleiul de porumb, care este atât de bun, uleiul de floarea soarelui, care este atât de sănătos, se oxidează foarte repede. Singurul ulei adevărat bun este uleiul de măsline. Acela este. Acestea imediat se oxidează și își pierd din calități și din contră devin toxice. Mătasa de porumb, care nu este altceva decât pistilul florilor feminine, este folosită în afecțiunile renale, ca diuretic, dar și în bolile de ficat și în tulburările vezicii biliare. Ea se strânge în momentul în care este în lapte, fiind bogată în calciu, potasiu și flavonoide. Conține și vitamina K, având rol antihemoragic. Se folosește ca infuzie. 250 de ml de apă, asta înseamnă o cană de ceai obișnuită, clocotită, care se toarnă peste o lingură de mătase de porumb, uscată, și îți lăsată 10 minute să se infuzeze și după aceea să bea. Nu se răstoarnă pe gât, în jos. Fiindcă ea este diuretică și poate să scadă brusc tensiunea arterială. Deci se bea în înghițituri mici pe parcursul dimineții. După amiază faceți altă cană și mai tot așa în înghițituri mici pe parcursul după amiezei. Se bea 10-20 de zile, după aceea se face pauză. Toate ceaiurile nu se beau a la loc.
Am mai vorbit de ceaiuri și la celelalte. Ele se beau o perioadă, se face pauză, după aceea iar se reiau. Nu analog. În primul rând că organismul se obișnuiește și nu mai își au efectul. Sau altele devin toxice, cum este rostopasta, care este foarte bună pentru ficat, dar luată analog devine toxică. Același lucru și pe linul. Dacă îl vezi tot așa, pelinul este extraordinar. Știți că cu el se tăpăcește pielea. Deci el rade pe unde trece, omoară, distruge tot. Dar dacă este băut în cantități foarte mici și perioade scurte, cu alternanță, de 2-3 ori pe an, este foarte bun. Curăță tubul digestiv. Dar atât, pui în fiecare zi și să bei pelin, că pe urmă rămâi fără tub digestiv. Boalele fierte, timp de o oră și îndulcite cu miere, se dau copiilor slab, în stare de avitaminoză, convalescență și boli grave. Porumbul este un binecunoscut reglator al glandei tiroide. Probabil conține iod. Așa cred. Din punct de vedere industrial, pănușii de porumb sunt utilizați la fabricarea hârtiei, a celulozei și a unor materiale izolante. Dar se folosește și la fabricarea saltelelor bio. Persoanele care sunt alergice la paie, la iarbă de mare sau la câlți, tot ce se umple saltelele, folosesc acești pănuși de porumb. Pănușii de porumb se folosesc și în arta manuală. Dar, până la urmă, vreau să vă spun că cel mai bun lucru este mămăliga. Ce bună este o mămăligă cu... Cu smântână. Cu smântână. Cu tocăniță de soia. Da. Sau de ciuperci. Nu cu smântână, că smântâna este înfiorătoare, să știți. Ia uitați. Nu vă face poftă, mie îmi face. Ia să vedeți mai încolo. Ia uitați, cum fierbe. Ce se numește? Aici este o fiertură care se numește terci. Știți că se pun cataplasme pe piept. Cu terciul ăsta se întinde pe o cârpă și fierbinte se pune pe piept atunci când apare tusea seacă sau tusea rebelă. Sau se pune din nou la gleznă sau genunchi când te doare. Asta avem grijă să nu ne opărim. Da. Da, să nu vă opăriți. La temperatura de 37 de grade, 38 cât este. În Ardeal, stați să vă spun de Ardealul meu, în Ardeal nu se face, nu se fac sarmalele cu orez, cum se fac aici. Se fac cu crupe, cu porumb din ăsta mușcat. Și este ceva extraordinar. Mai avem un ardelean aici. Adică o familie întreagă. Doamna doctor, în viață. Ia uitați-vă! Nu vă face poftă? Uitați-vă, și mânca din ea. Și ne oferă și nouă. Ia uitați la țară și în Ardeal, se taie oața. Știți, eu n-am cunoscut partea de sud deloc. Acum, după ce mi-am cumpărat această casă în Telorman, eu am devenit telormanean, să vă spun. Mămăliga nu se face ca în Ardeal. În Ardeal se face așa. Se pune apa la fiert, cu puțină apă așa, și când aia clocotește, se toarnă mălarul tot acolo și fierbe, și fierbe, și fierbe, și fierbe, și fierbe. După aceea se ia și se mestecă, și se mestecă, se răstoarnă pe fund și se face guguluiul ăla pe care l-ați văzut, care e tare și se taie cu ața. Telorman nu se face așa mămăliga, se face mămăliga mai rapidă, așa, da. Ia uitați. Da, nu se vede la dumneavoastră. Ba, se vede și. Ia să-ți văd. Ia să văd. Ce vedeți aici? Un cocoloș. Pe ecran se vede mai bine. Trebuie să-l aibă cocoloș. Dacă are cocoloș, o să vă doară stomacul. Fiindcă este mălai nefiert. Mălaiul trebuie să fiarbă foarte bine. Aici este un ceaun electric.
Să facem o mămăligă electric. Ne-am modernizat de și gata. S-a terminat. Acum? Urmează un test. Și pentru aceasta am invitat-o pe doamna Lili Radu. Dumnezeu se va ocupa de acest test. Vă rog să fiți atenți. V-am spus că vă dau test, da? Adică nu e surpriză. Bună seara și bine v-am găsit. Mă numesc Liliana Radu și în seara aceasta veți da testul împreună cu mine. V-am emoționat total. Da, deci, după cum vedeți, am pregătit și hârtii. Așa. Și pentru... Nu nimic, facem rost. Acum. Vreau să vă spun că ne pare atât de bine și ne simțim atât de onorate că ați venit și ați participat împreună cu noi în cadrul acestor programe organizate de Biserica Adventistă în cadrul Departamentului Misiunea Femei. Acest departament se ocupă cu hrănirea, cu motivarea, cu încurajarea femeilor de orice, din orice parte a lumii, ca ele să fie curajoase și să înfrunte viața așa cum trebuie, optimist și împreună cu Dumnezeu. Pentru seara aceasta, nu v-am păcălit, dăm testul, dați jos eșarfele, dați jos puloverașele, rămâneți numai bine așa, facem împreună un masaj pe scaun și un masaj de față, pentru că ne-am gândit că și cei de acasă, care v-au lăsat să veniți aici, sau v-au trimis să veniți aici, trebuie să beneficieze soții dumneavoastră, copiii dumneavoastră, nepoții, vecinii, vecinele, toate rudele, trebuie să beneficieze de un anume lucru. Și anume, un masaj pe scaun, pentru că un masaj este ceva deosebit, atingerea umană este deosebită și pentru acest lucru, așa cum stăm, unele în spatele celorlalte, să începem împreună. Doamna doctor Câmpian, mă rog să fiți modelul meu în această seară. Și dumneavoastră, prima oară priviți la mine, da? Puneți mâna pe spatele celei din fața dumneavoastră, că după aceea vom schimba partenerii. Și dacă nu treceți examenul, nu plecați de aici până nu învățăm. Da? Haideți că nu glumesc! Deci, doamnelor, să știți că glumesc. Este cineva cardiac? Da. Cine este cardiac nu beneficiază de acest masaj, pentru că se accelerează bătăința. Da? Acest masaj este cel mai doamna respectivă dacă are vreo aluniță pe spate sau vreo escrescență, ceva, să nu cumva să atingem în zona respectivă. Aurora, ai puteți atinge. Pot atinge. Ok. Bun. Eu am dat, o să vă dau foaia, nu e nevoie să scrieți nimic. Vă dau foaia cu toată rutina masajului pe scaun și cu rutina masajului de față, pe care îl puteți face și dumneavoastră odată ce l-ați deprins. Da? Deci vă rog frumos, punem mâinile. La prima oară... Așa, pregătită clasa de masaj? Da? Bine. Deci prima oară începem cu încălzirea mușchilor, da? Da, numai puțin. Deci spatele se ține... Deci spatele se ține lipit de scaun și facem masajul numai până aici, da? Da? De aici în sus. Și începem. Încălzim, da? De 10 ori. Vă rog frumos, încălziți, doamnelor și domnilor. Haideți! Da? Bun! Acum, atenție, gata, ați încălzit, da? Degetul mare, pe lângă coloana vertebrală, nu apăsăm pe coloană, da? Pe lângă coloana vertebrală, apăsăm, 1, 2, 3, rotim, lăsăm mai jos degetul, apăsăm, 1, 2, 3, rotim, mai jos, 1, 2, 3, rotim, mai jos, 1, 2, 3, rotim, mai jos, da? 1, 2, 3, rotim. Și o luăm și de jos în sus, da? Haideți! 1, 2, 3, rotim, apăsăm, 1, 2, 3, rotim, apăsăm, 1, 2, 3, rotim, apăsăm, 1, 2, 3, rotim. Din nou,
Da? Da? Haideți că trebuie să mergeți acasă și să faceți surprize celor de acasă, da? Și eu pot să fac la scaun. Cine nu are partener? Cine nu are? Ia, uitați acolo. Așa. Aveți? Acasă. Aici, cu care v-ați împrietenit seara de seară și nu-i nimic, puteți face schimb de telefon și e perfect. Bun, din nou relaxăm musculatura, da? Din nou relaxăm. Acum, relaxăm musculatura și închidem gura. Acum, folosim antebrațul, da? Antebrațul, da? Așa, și lăsăm așa. Da, mâna pe, așa, la baza gâtului. Și stai, lasă puțin mânturile ca să arăt și dăm legănușul până la umeri și înainte și înapoi, da? Pac, 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 pac și înapoi, pac, 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 da? Haideți, legănăm, doamnele, așa, legănăm, foarte bine, foarte bine, deci așa este, palma orientată în sus, da? Și folosim antebrațul. Este mai greu când stai pe scaun, da? Când stai sus, cel care face masaj este mai ușor. Bun, din nou relaxăm. Da? Relaxăm, da? Bun, acum, pentru că ne apropiem de făcut cozonacii, trebuie să ne intrăm în ritm, da? Și începem să frământăm. Acum asta se cheamă frământatul, știți? Frământăm bine, 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 cu meșteșug, așa cum știm noi, da? Uitați, și acum, da? Și pacientul spune, ho, că mă doare, nu? Da? Du-te, da. Și mergem un pic jos înspre braț, da? Să nu uităm, atenție, să nu uităm din când în când să-l mai întrebăm. E bine? Te simți bine? Nu te simți că e în spate? Mai încerc și atunci... E bine, e foarte bine. Da? Hai să frământăm, doamnelor, frământați cu spor. Și trecem și în partea cealaltă. Așa? Și mergem puțin pe mână în jos, da? Și înapoi, da? Haideți, că vă pic la examen. Bun. Și acum din nou relaxăm musculatura, da? Și acum facem un lucru. Palma noastră, deci pe palma noastră punem fruntea pacientului. Întrebăm dacă are dureri de cap. Frecvent. Dacă are dureri de cap frecvent. Așa. Nu faceți în sus masajul. Nu faceți în sus masajul pe ceafă. Ci facem numai în jos ca să detensionăm, da? Deci, moale, moale cap, moale. A, așa. Și acum, da? Începem să fricționăm, da? Haideți, curaj, 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 ca să nu uitați, doamnelor, să nu uitați, da? Haideți, haideți, că să știți că o să vă binecuvânteze acasă toată lumea. Toată lumea o să spună, mai du-te și mai învață. Hai, da, ia să vedeți. Așa, și de fiecare dată când vedeți pe cineva cu durere sau imediat puteți să veniți în ajutor fără nicio problemă. Bun. Așa. Acum, este aici occipitalul. O să simțiți un os aici, da? E, aici se inserează foarte mulți mușchi. Și din această, datorită acestui fapt, se produc dureri de cap frecvente, dacă sunt tensionați. Luăm albocalmine, e perfect, ne lasă durerea, dar mușchii nu se detensionează. E, lucrăm așa, cu degetele acestea, da? Așa, și 1, 2, 3, și tragem puțin. 1, 2, 3, băgați degetele sub occipital. Băgați degetul în creier. Da? În creier, da? Băgați degetele sub occipital. Și da? Da? Haideți! Doamnelor, haideți, că vă pic examenul. Așa? Înainte și înapoi, da? Dumneavoastră stați în picioare și da? Că vă bine. Păi, ridicați-vă și dumneavoastră. Trebuie să vă convină. Stați și dumneavoastră în picioare, da? Haideți, așa. Da? Da? Ia să vedem. Ia să vedem. Cum se simt pacienții? Bine? Da? Acum, haideți să masăm și scalpul. Da? Nu? Auziți? Țineți palma. Așa. Așa. Da? Și acum masăm și scalpul. Atenție la mine!
rotim capul de trei ori. Da, ușor. Să nu-l dăm pe spate. Nu-l dăm pe spate, da? 2, 3 și înapoi. 1, 2 și 3. Bun. Și acum să terminăm spatele. Da? Deci încă puțin facem așa. Așa. Și dăm karate acum, da? Nu pe coloană. Nu pe coloană, da? Ocolim. Și am oblat, bine, 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 bun. Și relaxăm și gata. Acesta a fost masajul pe scaun, da? Un masaj foarte rapid. Da? M-a ascultat un pic? Haideți să vedem. Schimbați acum și cine a fost pacient este masseur, da? Haideți. Schimbați. Vă rog frumos, nu se poate numai unii să fie pacienți și unii, da? Da? Haideți, gata? Schimbați pozițiile. Atenție la mine, am schimbat pacienții, da? Bun, haideți. Încă o dată. Da? Relaxăm, da? Încălzim musculatura și o relaxăm. Da? Așa. Haideți! Bun! Acum facem cu degețelele, da? Apăsăm, rotim, depresurizăm, da? Apăsăm, rotim, lăsăm. Apăsăm, rotim, lăsăm. Apăsăm, rotim, lăsăm. Și în sus, da? Apăsăm, rotim, lăsăm. Apăsăm, rotim, relaxăm. Apăsăm, rotim, relaxăm, da? Facem așa, da? Bun. Acum, legănușul, da? Legănușul cu antebrațul. Punem antebrațul lângă faza gâtului și facem așa, da? Uța, uța! Uța, uța, da? Bun! Așa! Legănușul trage. Bun! Acum, ce facem? Mai încet? Frământăm, da? Frământăm. Frământăm bine, 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 bine. Și jos un pic pe mână, da? Și un pic pe mână. Cu ambele mâini pe aceeași parte, da? Vă rog. Așa. Așa. Haideți, haideți, haideți. Bravo! Foarte bine, foarte bine. Bun. Relaxăm. Relaxăm. Da? Așa. Bun. Prindem în palmă fruntea pacientului, da? Aveți dureri de cap frecvente? Bun. Cine nu are dureri de cap frecvente, putem să facem masajul și sus și în jos. Da? Așa, foarte bine. Masăm, masăm, masăm. Cum se simt pacienții? Cu durere! Așa? Bun. Acum, vă rog frumos, suboccipital. Intrăm cu degetuțele suboccipital, da? 1, 2, 3 și tragem un pic în sus. 1, 2, 3, tragem un pic în sus. Da? 1, 2, 3, tragem. 1, 2, 3, tragem. Da? 1, 2, 3, tragem. Da? Și acum, scalpul, da? Da? Lasăm bine, 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 bine. Cum se simt pacienții? Așa. Bun. Acum terminăm masajul de... Nu, am uitat să rotim, da? Prindem și rotim, da? Nu lăsăm capul pe spate. 3 și 1, 2 și 3. Da? Bun. Și terminăm rutina masajului, da? Cu ce terminăm? Cu karatele, da?
aveți picior peste picior, pentru că dumneavoastră veți lucra pe genunchi. Pe genunchiul dumneavoastră, aceea este fața și dumneavoastră veți lucra pe genunchiul dumneavoastră. Pe dumneavoastră o să vă chinui puțin cu capul pe spate. Așa. Deci, prima dată se demachează fața, da? De mizerie, de tot, de impurități, de tot ce este. Neapărat. Apoi se aplică ulei de măsline sau o cremă pe care o suportă foarte bine tenul dumneavoastră. Dumneavoastră vă cunoașteți tenul foarte bine. Oricum trebuie să fie un pic mai grasă ca să alunece mâna și să nu fie alergenă. Exact. Să nu depinde de ten. Da? Așa. Și începem. Prima dată se începe cu frunte. Da? Și facem cercuri, da? Pe frunte. Da? Așa. Da? Dumneavoastră, da, puteți lucra pe fața dumneavoastră sau pe genunchi, sigur că da. Bun. Așa, facem cercul, cât este fruntea de mare. Apoi, foarfeca, da? Foarfeca, între pătrunsă, da? Facem așa mișcare, foarte bine. Da, doamnelor, excepțional. Bun. Așa, acum, foarfeca punctată. Da, în zigzag, da? Zigzag în foarfecă. Așa cum sunt tăiatele, etc. Da? Și până cu punct. Aceeași mișcare, dar cu punct. Da? Un pic așa. Pe urmă, relaxăm. Da? Este efleurajul. Așa se numește. Bun. Acum urmează sprâncenele. Ținem degetul cel mare pe așa și mergem pe arcadă, pe forma sprâncenei și facem cu celelalte degetuțe așa. Foarte bine. Foarte bine. Așa. E bine, doamnă? Nu mai ce să ia. Cum s-a luat, doamnele? S-a luat tare? Nu, da. Nu mai vede nimeni, doamne. Vreau puțin și acum. Acum, urmează aici zona ochilor, care este foarte sensibilă. Pielea este foarte sensibilă aici, de aceea se apară de creme speciale pentru ochi, ca să nu fie... Se formează la bagâște și tot așa. Deci, se fac, deci cu degetul mijlociu se fac rotocoale, bine. Atunci când fața, când pui și o cremă, alunecă foarte bine și eu nu dau foarte tare ca să, adică foarte tare, nu dau tare ca să nu fac pielea sensibilă, dar așa. Bun. Și pe urmă se fac opturi, da? Opturi, așa, să știți, doamnelor, că sunt anumite mișcări pe care nu le veți putea face, dar majoritatea mișcărilor le veți putea face și cu puțină perseverență, să știți că veți ajunge la rezultate foarte bune. Așa, acum se face un pic sub bărbie și acest lucru nu veți putea face dumneavoastră, nu știu dacă veți putea face, puteți să faceți așa, cum face doamna, sau așa dacă vă face altcineva, da? Așa. Acum urmează și bărbița, da? Și aici facem riduri. Da. Așa. Deci ținem mâinile aici, așa, și aici facem așa. Găsim o poziție care să ne convină și facem așa. Și apoi ne trezim, da? Și luăm și aici zona gurii, da? Facem așa un pic, așa. Și pe urmă facem puțin pianotat, adică cântăm un pic la pian aici, așa. Și facem din nou opturile, acelea pe care le-am făcut și la 8, dacă reușim să le încadrăm. Așa. Bun. Și acum avem nasul, da? Tot cu degetul mijlociu, dăm un pic, așa, pe nas, pe aripile nasului, da? Și ne curge nasul. Dacă ne curge nasul, nu mai facem. Așa. Și cu degetul mare. Să știți că aceasta este cea mai mare răsplată a unui masseur. Când pacientul îți adorme în mână. Și apoi, foarfeca. Auzi, sunteți masseuri sau cosmetici? Deci, și una și pregătire, da. Și foarfeca preluată. Deci aceasta este foarfeca. Și apoi foarfeca preluată. Și acum, acum avem fața. Ținem degetuțele așa. Da? Și le mișcăm așa. Ia mișcați-le așa. Așa. Nu așa. Așa. Le strângem și le facem așa. Foarte bine. Și acum punem pe fețișoară, facem și cercuri și dăm și din mânuț.
adică facem din degetuțe, facem mai multe treburi odată. Așa cum suntem noi, doamnelor, obișnuite. Să facem mai multe treburi odată. Clar. Ce s-a întâmplat? Parcă e un curent de listă. Așa. Și acum, știți cum e? Ne apucăm să ne și preznim. Deci, cu trei degetuțe, cu ultimele trei, ținem așa și ușor pălmuim, da? Se numește pălmuit. În sus, în sus, doamnelor, că vrem să ridicăm obrazul. Gravitația asta nu ne lasă, da? Și pe urmă și trecem la celălalt. Mă bucur că v-am amuzat și că vă este bine. Și din nou dăm, da? Insistăm. Și din nou dăm. Și acum ciupim. Ciupim ușor, fără să ne învinețim. Asta e ce contează, da? Cu degetele acestea ciupim. Ciupim ușor. Așa. Așa. Foarte bine, doamnelor. Păi da, aoleu, am niște eleve eminente. Eminente. Nu mai plecăm. Păi cine a zis că mai plecăm? Nu mai plecăm. Doamna Anca, venim și mâine. Așa. Acum facem această mișcare de fluture, dar nu știu dacă puteți vă reuși dumneavoastră. Da. Iar așa, și înapoi. Da? Cu mâinile altuia. Butterfly. Butterfly, doamne, mă. Butterfly. Agușiță aici face. La agușiță polinodulară. Dacă este polinodulară, nu face. Din punct de vedere medical, asta e. Mișcarea aceasta, da? Așa. Bun. Acum, după ce am făcut și fluturile, așa, puțin facem așa la pielicică. Face puțin pianotat, da. Da? Și după aceea apăsăm un pic la sinusuri, da? Așa, și apăsăm și aici un pic, da? Și un pic așa, așa, ca să nu fie bine, da? Și un pic așa, și să ne vedem în Hawaii. Mă bucur că v-am simțit bine aici. Chiar foarte, foarte.